Puține localități din Moldova în care funcționează un muzeu. Printre acestea este și satul Negurini din raionul Telenești. Primele 600 de exponate au fost aduse de oameni din partea locului încă în anul 1965. Prima gazda muzeului a fost școala din sat, apoi muzeul a fost transferat în biserica din localitate. De altfel, spre deosebire de alte localități, unde lăcașul sfânt era transformat în depozit de produse agricole sau chimicale, la Negureni lăcașul sfânt găzduia o instituție culturală. Începând cu anul 1982, muzeul cu statut de norodnic este trecut în categoria Muzeu de Stat de Istorie și Etnografie. Primul director al instituției devine profesoara Tamara Zmuncilă. Potrivit dumneiei, la moment, fondul muzeului este constituit din 3600 exponate. Acest fapt îi cointeresează pe oameni să treacă pragul instituției. Ion Popa, primarul de Negureni, ne spune că nu își poate închipui satul fără de muzeu. Impactul este unul foarte mare, atât sub aspect cultural cât și istoric, întrucât muzeul este cel care oferă posibilitatea, în primul rând, localnicilor, cât și vizitatorilor, dacă vorbim de un muzeu de localitate, ca să se familiarizeze cu istoria, cu cultura, cu tradițiile din cele mai vechi timpuri. Ori, dacă vorbim despre muzeul la Negureni, conține date de acum câteva sute de ani, tot ce ține de tradiții, obiceiurile pe care le aveau oamenii atunci, uneltele agricole pe care le utilizau și date exacte, istorice, consecutatea anilor și multe altele. Pe parcursul a mai multor ani, instituția a fost condusă de Ion Porcescu, acum pensionar. Anume în acea perioadă, mai exact în 1989, autoritățile locale decid retrocedarea Bisericii Credincioșilor. În situația creată, muzeul a fost transferat la școala din sat, iar mai apoi în Căminul Cultural, unde se află și astăzi. Ion Porcescu a fost preocupat cu colectarea mărturiilor interesante despre istoria satului. A continuat să extindă fondul de exponate. Una din cele mai interesante compartimente este galeria de portrete a veteranilor celui de-al doilea război mondial. Aceasta numără 32 de imagini, obiecte din echipamentul soldaților sovietici și germani, fotografii de epocă care reflectă perioada interbelică. În muzeu sunt exponate ce reprezintă și noua epocă, televizoare și radioreceptoare produse în anii 60 a secolului trecut și care vorbesc de faptul că nivelul de viață a sătenilor noștri atunci se îmbunătățise substanțial. Localnicii menționează că partea cea bună este că au inoculat satului un cult pentru trecut. Astfel, fiecare consătean aduce încoace obiecte de epocă legate de un anumit eveniment sau caz din viața familiei sale. Drept urmare, la muzeu poți afla lucruri interesante, precum într-o familie anumită a apărut o mașină de cusut, Pannonia, ori un aparat de radio Rodina, care pe timpuri era în mare căutare. Începând cu anul 2017, directoare la muzeu este Tatiana Zaporojanu. Anume, dumneaei a schimbat aspectul sălii istoriei și a sălii etnografiei. Dânsa consideră că oamenii nu au dreptul să risipească patrimoniul național. Această bogăție trebuie păstrată cu grijă pentru generațiile viitoare. Muzeul la noi în sat funcționează și este un lucru foarte binevenit. Vin copiii, vin oameni din localitate și studiază istoria satului. Toate tradițiile vechi ce au mai fost, ce sunt obiectele diferite, cine are obiecte vechi, le aducem, le păstrăm și chiar le mai înnoim. Și este un lucru foarte venit pentru satul nostru. Aici vin să afle despre istorie, despre oamenii care au trăit, care au depus aici muncă în satul acesta, care au plecat și să aducă aminte despre noi. Și cred că viitorul aparține tineretelor nostru. Dar eu cred că în prezent tot copiii ăștia care sunt de acum ei maturi și lucrează aici fac treburi foarte bune. Și sper că aici o să aducă impact pozitiv. La Telenești am aflat că acum 7 ani în oraș a fost inaugurat Muzeul Raional de Istorie și Etnografie. Oricum, în opinia celor de la Negureni, muzeul lor este interesant fiindcă îi învață cum să înțeleagă trecutul și să facă viitorul.